Această emisiune se adresează și persoanelor cu deficiențe de auz. Bun găsit, dragi telespectatori, sunt Aura Stoienescu și ne aflăm din nou la ordinea de zi în campanie electorală. Invitatul meu în această seară este domnul Mihai Gherghe, consilier local din partea PSD în cadrul Consiliului Municipal Târgu Jiu și candidat pe lista pentru Camera Deputaților. Bine ați venit! Bună seara și mulțumesc pentru invitație! E foarte bine că ați ales ca partid să faceți promovare pe media, pentru că televiziunea intră în casele tuturor. Sunt convinsă că și dumneavoastră încercați să ajungeți la porțile tuturor, să vorbiți cu oamenii, să le explicați ce planuri aveți, dar județul e destul de mare. Vremea rea? Da, așa este. Noi de când am început campania, de pe 11 noiembrie, am căutat și cred că am reușit să ajungem cel mai mult în județul Gorj, să fim printre oameni. Am încercat să mergem în cât mai multe zone din județul Gorj. Într-adevăr, acum e o problemă cu vremea, este destul de frig și lumea normal stă și în casă. A fost și modificată puțin legislația și nu mai ai voie în campanie să folosești goarnă și așa mai departe. Ca să îi scoți la poartă. Exact, și atunci este puțin atipic pentru noi. E a doua campanie. Puteți să le dați un telefon. Da, la fel a fost și la locale, dar lumea vede, ne vede, iese la poartă și să știți că foarte multă lume a ieșit în întâmpinarea noastră, a discutat cu noi. Și ne-a arătat sprijinul și ne-a mulțumit în primul rând pentru rezultatele bune și pentru măsurile bune luate pe guvernarea Ponta. Și ne-a rugat să continuăm aceste proiecte și chiar să aducem în plus, pentru că România are nevoie de creștere economică, România are nevoie să-și protejeze clasa de mijloc, să o întărească în clasa de mijloc, are nevoie de pensionari, are nevoie de bătrâni, are nevoie de doctori, are nevoie de educație, are nevoie de tine. Deci tot programul de guvernare al PSD are prevăzut pentru fiecare categorie măsuri pentru a aduce un plus valoare. Da, dar telespectatorii din fața televizorilor vor zice, ok, voi PSD-ul care ați fost de multe ori majoritari în decursul anilor, de ce n-ați reușit până acum să faceți asta și de ce ne promiteți acum că veți face? Nu e vorba numai de promisiuni, este vorba și de fapte și de realități. Au fost și realizări. Au fost și realizări. Dar ce nu s-a făcut, întrebarea oamenilor este de ce și asta vreau să explicăm. Eu mereu am spus-o și aș vrea să o spun și la dumneavoastră. Trebuie să ne aducem aminte și trebuie să fim realiști. În România de după Revoluție nu numai Partidul Social Democrat a condus țara. Nu numai Partidul Social Democrat a avut reprezentanții ai guvernului în teritorii, în județe. Știm foarte bine că a fost o perioadă 6 ani, primii ani 90-96 a fost PSD-ul, apoi 96-2000 a fost CDR-ul. Mă rog, era PSD atunci. Da, a fost. Da, erau altă denumire. PDSR, FSN și așa PDSR. Mai departe. Da. Dar ca și structură, exact, structura Partidul Social Democrat. 96-2000, acea mare coaliție, Convenția Democrată, la care s-a... A venit și PDL-ul și PNL-ul și au sprijinit acel CDR. În 2000-2004 a fost PSD-ul, 2004-2008 a fost acea alianță DA, care s-a destrămat foarte repede, apoi a continuat cu PNL. 2008-2012 știm PDL-ul și apoi 2012-2016 a fost acel mare USL, după care a rămas PSD-ul. Deci, a fost o alternanță la guvernare. Și a rămas un pic în mai puține voturi în Parlament. Ca dacă să ne uităm să pe toate aceste perioade, cele mai bune rezultate economice, de creștere, de dezvoltare economică, le-au avut guvernele conduse de PSD. În special mă refer la guvernul Adrian Năstase, guvernul USL și guvernul PSD condus de Victor Ponta și... am reușit să aducem toate nedreptățile sociale, să redăm pensiile la oameni, să redăm salariile la angajați, acolo unde s-au tăiat. Mai mult, la profesori, la cadrele, da, profesorii din învățământ. Li s-au dat
banii care au fost luați nejustificat, în mare parte. Din păcate, mai era o mică tranșă acum, în 2016, an care, de fapt, noi nu am fost la guvernare, pentru că știm bine, din păcate, de fapt, e 2012-2015, da? 3 ani și jumătate. 2016 mai era o mică parte din bani de dat profesorilor. Din păcate, actualul guvern tehnocrat, al nimănui care nu răspunde pentru toate dezastrele economice, nu răspunde în fața nimănui, pentru că este un guvern tehnocrat, nu a mai dat ultima parte, ultima tranșe. E normal să răspundă în fața Parlamentului. Nu răspunde este fața un nimănui. Executiv. Din păcate, lupta pe care noi o vedem în ultimii ani de zile, dusă de fostul președinte Traian Băsescu și continuată, din păcate, de actualul președinte Klaus Iohannis cu Parlamentul, cu forul legislativ, este una neprolifică pentru democrație. Din păcate, instituțiile statului sunt denigrate și, în special, Parlamentul României. Se duce o luptă negativă foarte urâtă și care nu este bună pentru, până la urmă, pentru democrația României. Dar vi se pare normal să aibă atâta putere un președinte? Nu este normal și, din păcate, chiar astăzi de dimineață citeam o ordonanță de guvern aprobată acum de ministrul Dacian Cioloș, prin care îi dădea puteri nelimitate președintului de a angaja chiar și 1000 de oameni în aparatul prezidențial. Să nu uităm... Adică își dau puteri unii... Da, da, unii să, nu uităm, să nu uităm... Iar curtea constituțională e cea care nu ia în calcul nicio lege. Da, nu ia, pentru că e legat de președinte. Decide. Da. Vedem, din păcate, huzurul de care s-a preocupat președintele țării acolo unde trăiește, și la Cotroceni, și la vila de la Neptun. S-a preocupat să-și tripleze salariul. S-a preocupat să aibă mașini noi. Dar știm foarte bine că a blocat scăderea, eliminarea celor 102 taxe nefiscale. A blocat creșterea de salarii și de pensii. Lucruri anormale pentru bunul mers al economiei. În special partea de eliminare de taxe fiscale. Cred eu că e un lucru greșit. Ne aducem aminte, numai puțin, și vă las să-mi puneți următoarea întrebare, una din măsurile cele mai bune pentru relansarea economică a României a fost o relaxare fiscală. Prima a fost de scăderea TVA-ului la produsele de panificație la 9%, când? Apoi la toate produsele alimentare. Făcută când și de cine? Făcută de guvernul Ponta, ne aducem aminte, în 2014-2015, și scăderea TVA-ului la 20%. Asta vreau să vă spun și de aia vă întrerupeam, că picasem într-o latură de critică a celor din alte partide, în condițiile în care suntem într-o emisiune de promovare electorală a partidului, da, dumneavoastră. E bine că ați cotit-o spre guvernul dumneavoastră și spuneți, de asta vreau să vă întrerup. Sigur. Așa, deci e și scurtă emisiunea și este de promovare, exact, a partidului dumneavoastră. Dar de asta am făcut această trimitere la problemele care s-au întâmplat, pentru ca lumea să poată să facă această diferență. Și să ce soluții avem pentru viitor? Viitorii parlamentari ai Gorjului, ce propuneri legislative au ca să se schimbe ceva în bine în România? În primul rând, toți parlamentarii, indiferent din ce județ vor fi, din partea PSD, vor trebui să susțină programul de guvernare pe care noi l-am spus cetățenilor, cu care am venit în fața cetățenilor și despre care am vorbit. Haideți să vorbim și aici, în fața cetățenilor, sigur, cele mai importante. În primul rând, de vorbim guvernare. Pentru că tot a venit vorba de relaxarea fiscală. Și am vorbit de această relaxare fiscală, am vorbit de cele 102 taxe fiscale, care ele vor fi eliminate odată cu venirea noastră la guvernare. Sperăm ca pe 11 decembrie să se realizeze, să se concretizeze această alianță de guvernare, Partidul Social Democrat împreună cu ALDE, și de la 1 ianuarie 2017 să reușim să eliminăm aceste taxe. De asemenea, noi ne dorim relaxare fiscală și pentru salariați, dar și pentru angajatori. Da, aș vrea să vă întreb, cum reușiți, reducând taxele, să păstrați bugetul suficient de mare? Am văzut foarte bine că odată cu această relaxare fiscală, cu această scădere a CASE-ului de 5 puncte procentuale, cu toate acestea au crescut încasările, au crescut veniturile la PIB,
odată prin faptul că a crescut foarte mult consumul și banii economisiți de cetățeni s-a revăzut în creșterea consumului. De asemenea, o măsură foarte bună pentru acea muncă la negru și pentru acea economie subterană de care și dumneavoastră, presa și toți românii ne plângem. Și vorbim de această economie subterană care reprezenta undeva în 2011 undeva la 30% din PIB. S-a redus foarte mult după ultimele date statistice, după informațiile inclusiv ale Serviciului Român de Informații. S-a redus foarte mult, iar aceste măsuri fiscale au reușit să scoată acele economii subterane să le aducă la suprafață. Cât, dați seama, cât din destul de mult, pentru că foarte mulți s-a dus sub 20%. Deci în 2015 citeam un raport al Serviciului Român de Informații care ne arăta că este sub 20% deja economia subterană. Deci aceste măsuri s-au revăzut foarte bine, inclusiv cu o colaborare foarte bună cu structurile de control ale statului, cu acel ANAF, cu măsurile bune pe care le-a luat. Știm foarte bine că au fost și măsuri mai dure luate de ANAF față de comercianți, dar cu toate acestea au contribuit la o încasare mult mai bună la buget. Și asta s-a revăzut și astea au fost bani și automat. De asemenea, scăderea CAS-ului, asta a însemnat o relaxare fiscală pentru angajator. Acest angajator, da, sunt bani care îi rămân pentru investiții, care rămân pentru crearea de noi locuri de muncă. Se creează un lanț, se creează un lanț în care fiecare se ajută pe fiecare. Dacă una dintre verigi se rupe, automat se rupe acel lanț. De aceea, toate aceste măsuri economice trebuie corelate. Vedem, de exemplu, relaxarea fiscală care se poate vedea și are efecte foarte bune în agricultură. Pentru că automat, crescând consumul, va crește nevoia de produse agricole. România are un teren agricol foarte bun. Are posibilitatea de a dezvolta o industrie alimentară. Odată... Și cu toate astea, terenurile există, dar prețurile produselor românești sunt mai mari decât cele din import. Aici este o mare problemă și sprijinirea fermierilor este una dintre soluțiile pe care Partidul Social Democrat le are. Pe lângă plata subvențiilor la timp. Și știm bine, de asemenea, pe perioada Partidului Social Democrat, guvernării Partidului Social Democrat, condus de Victor Ponta, cu ministrul agriculturii Daniel Constantin, subvențiile către fermieri s-au făcut la timp. Din păcate, în ultimul an nu s-a mai întâmplat acest lucru și este o problemă. Dar pe lângă plata acestor subvenții, Partidul Social Democrat își dorește o investiție în sistemul de irigații. Un sistem de irigații care a fost abandonat sau a fost distrus inclusiv de noi cetățeni. Nu trebuie să ne ascundem și nu mai trebuie să ne mințim, să zicem așa. Este o realitate, din păcate și noi români am contribuit la distrugerea acestor sisteme de irigații, dar Partidul Social Democrat își dorește, începând cu anul 2017, o investiție în sistemul de irigații, peste 1.300.000 de hectare să aibă un sistem de irigații performant, urmând în 2018 alte peste 800.000 de hectare și continuând cu anul 2019 încă 400.000 de hectare. Deci și cine va fi proprietarul acestor sisteme de irigații? Oamenii, cetățenii, pentru că până la urmă... Și atunci banii, adică primesc oamenii bani gratuit? Vor fi subvenții, da, trebuie, acel teren agricol trebuie sprijinit, toate terenurile agricole. Vor fi subvenții pentru apă. Pentru consumul de apă. Subvenția, adică reducere de preț sau gratuit? Asta este întrebarea. Da, subvenție la apă. De exemplu, sistemele de irigații. Primește omul banii ca de la Uniunea Europeană și nu-i mai dă înapoi sau se reduce costul? Prin fondul suveran de dezvoltare se vor crea aceste sisteme de irigații, de care cetățenii și oamenii care au terenuri agricole vor beneficia, pentru că, până la urmă, vorbim de terenurile agricole. Deci vor fi utilizatori sau proprietari? Că oamenii vor să știe cu siguranță. Vor fi utilizatori, cu siguranță. Utilizatori. Da, da. Înseamnă că sistemul va fi al statului. Da, sunt sistemele, absolut, sunt sistemele de irigație ale statului, dar de care vor beneficia toți... Așa cum există rețeaua de apă, de canal, exact, și așa mai departe. Exact, exact, exact. Și vor beneficia toți românii care au terenuri agricole. Și asta este un lucru foarte bun, pentru că automat va ajuta
la creșterea de produse agricole. Dar cred că va costa foarte mult. El nu există în momentul ăsta. Nu mai există. Sunt banii prevăzuți din Fondul Suveran de Dezvoltare și Investiții. Sunt banii prevăzuți în cele trei etape. Important este ca noi, după 11 decembrie, să realizăm acest guvern și să reușim să investim acești bani. Urmează o serie de măsuri fiscale pentru fermieri. La eliminarea impozitului pe terenul agricol. La cadastru, tocmai a fost băgat. La cadastru, cadastrarea terenurilor agricole până în 2020, cadastrare gratuită. S-a început o parte din acest program, urmează ca el să fie continuat și în toată România să aibă loc această cadastrare a terenurilor agricole pentru toți fermierii. Și este un lucru foarte bun și atunci toată lumea va ști fiecare cu parcela lui. Da, doar că cei care se ocupă de cadastru spun că prețurile sunt foarte mici care se dau de către stat pentru această activitate de cadastrare. Sunt multe loturi care trebuie măsurate, e foarte mult de muncă, banii sunt puțini. Credeți că se poate suplimenta sau că nu prea merge treaba asta? Adică e o singură localitate din Gorj care a început activitatea. Au fost și ceva probleme cu anumite companii de softuri din ce am citit și eu. Eu cred că până la urmă se va rezolva acest program, se vor rezolva aceste probleme și această cadastrare trebuie făcută pentru că ea vine în sprijinul agricultorilor, vine și în sprijinul țării până la urmă, nu este o măsură doar pentru anumite firme. Și trebuie să înțelegem că acei bani trebuie să-i folosim pentru acele programe de cadastrare. Și cred că acest lucru se va realiza după 11 decembrie. Mai avem doar câteva minute și aș vrea să concluzionăm cum vedeți viitorul României prin niște legi care trebuie schimbate. Care sunt legile care nu merg din punctul ăsta de vedere? Asta este chiar o întrebare foarte dificilă. Sunt multe lucruri care trebuie schimbate în România. Important este ca acest joc de putere între instituțiile statului să fie un joc de colaborare, nu de așa cum a fost până acum în ultimii ani. Important este ca Parlamentul să vină în fața cetățenilor cu proiecte legislative care să vină în sprijinul economiei, să vină în sprijinul cetățenilor și nu doar pentru anumite beneficii, din păcate așa cum se vede și cum este promovat cel mai mult în România. De asemenea, pentru că sunt problemele pe partea de justiție. În continuare sunt probleme, sunt acele coduri penal și cod civil cu probleme. Și specialiștii în domeniul juridic din Partidul Social Democrat pot să rezolve aceste probleme și trebuie să le rezolvăm, pentru că nu putem să mergem la infinit. Vedem câte dosare pierdem la CEDO, câți bani suntem obligați noi ca stat să cheltuim pentru a plăti despăgubirile celor care câștigă aceste dosare la CEDO. Sunt lacune legislative și aici trebuie rezolvate problemele și de asemenea foarte important să reușim modificarea Constituției, reforma administrativă, pentru că vedem cât de greu se absorb bani pe fonduri europene. Tocmai datorită faptului că România nu este organizată din punct de vedere economic, sub formă de regiuni. Regiuni care ar da posibilitatea unei absorții mult mai mari de fonduri europene. Și aici trebuie lucrat. Știm bine că s-a început o modificare de un proiect de modificare a Constituției, el a fost abandonat, dar el trebuie scos și pus pe ordinea de zi și inclusiv legea salarizării unice pe care doamna Rovana Plumb și guvernul PSD a realizat-o, dar ea nu a mai fost pusă în vigoare pentru că am fost schimbați de la guvernare. Absorpția fondurilor europene este pusă sub semnul întrebării pentru că banii nu vin. Deci, cel puțin din în mediul privat, banii nu vin. Anul acesta nu a fost iar semnat. Consultanții cer șpagă. Asta nu există o consultanță gratuită.
Da, de ce nu e prevăzută? Pe fonduri europene e prevăzut ca la lucrări de construcții, la lucrări pe investiții de rețele de apă și de canal, trebuie să fie o firmă de consultanță. Banii sunt prevăzuți în acel proiect. Doar că ei mai cer și alți bani asta înainte. Asta nu știu ce să vă spun acest lucru. Dar știu faptul că, din păcate, s-a pierdut un an de zile, 2016, în care nu s-a semnat niciun mare proiect la nivel național. Niciun proiect operațional sectorial. Nu este semnat, iar România și viitorul guvern care va veni va pleca cu acest handicap de zero absorție fondurilor europene pe anul 2016, deși programul începe 2014-2020. Îmi pare rău. Păi, poftiți, vă rog, la Parlament și schimbați legile, sper să fie bine. După 11 decembrie, prin votul românilor, să se întâmple acest lucru. Bine, nu să sperați să aveți majoritate. Asta este cel mai important pentru a reuși să venim cu adevărat în fața cetățenilor. Bine. Vă urez succes, domnul Mihai Gherghe, consilier local PSD Gorj la Târgu Jiu și candidat pe lista Camerei Deputaților din partea PSD Gorj. Dragi spectatori, a fost emisiunea Ordinea de Zi. Eu sunt Aura Stoenescu. Vă mulțumesc pentru atenție. La revedere! La revedere! PSD are o viziune și un program economic clar pentru România. PSD a demonstrat că știe să crească România, a dovedit-o la fiecare guvernare, garantând eficiență, stabilitate și creștere economică. Doar împreună vom reuși. Vino pe 11 decembrie și îndrăznește să crezi că împreună vom continua să clădim o Românie puternică. Noi am demonstrat că se poate. Votați PSD!